Bună seara, bun găsit la emisiunea Vocile Iașului. Vom avea discuții pe teme diverse în această seară, împreună cu doi parlamentari de Iași. Este vorba despre deputatul Sorin Iacoban, Partidul Social. Bună seara și mulțumesc pentru invitație. Bună seara și deputatul Costel Alexe, Partidul Național Liberal. Bună seara. Bună seara, bine v-am regăsit. Bine ați venit. Vă propun să discutăm mai întâi despre decizia din urmă cu o săptămână de la Ministerul Culturii, aceea prin care au fost alese cele patru finaliste în cursa pentru desemnarea capitalei Europene a Culturii 2021, în care Iașul nu se află. Au fost câteva reacții, au fost câteva explicații. Ieri chiar a fost trimisă și o contestație a mai multor asociații care s-au ocupat cu dosarele, printre care și cea de la Iași, la adresa modului în care a fost organizat concursul. Domnule Sorin Iacoban, cum vedeți dumneavoastră ce s-a întâmplat, rezultatul, cum l-ați analizat? L-aș lăsa întâi pe colegul meu, Alex. Doriți să vedeți ce spune mai întâi opoziția. Vă rog. Nu-i vina mea, stimat domn, că Iașu și, evident, partidul pe care reprezintă domnul deputat Iacoban a dus Iașu în această situație. Eu am, știți cum e, din păcate asta se împlinește o săptămână de când Iașu a ratat intrarea în finală pentru titlul de capitală a Culturii Europene în 2021 și din păcate avem o săptămână în care nu avem nicio reacție din partea Partidului Social Democrat, nicio reacție din partea viceprimarului cu atribuții de primar Mihai Chirica și din păcate că nu avem, știți cum e, numai minciună, dezinteres și, scuzați-mă, au fost niște reacții astea de luare în bășcălia, scuzați-mă, termenul academic, a ieșenilor. Din păcate, astăzi nu avem nicio demisie. I-am cerut public demisia primarului interimar Mihai Chirica și săptămâna trecută, încă eu aștept, pentru că astăzi cred că este cel mai mare eșec pe care administrația ieșeană l-a suferit în următorii 25. Se ceară demisia? Știți cum e? Da, pentru că ieșenii și comunitatea ieșeană încă nu realizează ce pierderi uriașe vom avea datorită, știți cum e, ratării, evident, în prima etapă a finalei și apoi a câștigării acestui titlu. Pentru că trebuie să recunoaștem din toate orașele intrate în finală, Iașul avea cel mai ridicat potențial. Credeți că trebuia să așteptăm sau să așteptați cei care criticați rezultatul pe care să-l ofere cei de la minister legat de motivația? Domnul Mihăiuc, dumneavoastră îmi spuneați că niște asociații din Iași au depus contestații. Se știa de la început care vor fi criteriile fundația de selecție, fundația, apoi ce să contești când tu Iași ai luat 5,5, nota 5,5, parcă ca un copil ăla care a scăpat de să nu rămâi repetent, când celălalt oraș, Timișoara, a luat 9,5, Baia Mare a luat 9,9. Dar acelea nu sunt notele... Cum să nu... Nu doar că cer eu demisia lui Mihai Chirica, ar trebui cu toții să înțelegem că Baia Mare, un oraș cu posibilități mult mai reduse decât ale Iașului, a intrat în finală. Credeți că ar trebui să demisioneze și primarul de la Craiova și cel de la Brașov? Și... Evident, dar acum este. Circul tot felul de glume pe holul Parlamentului cu Olguța și cu Mihai Chirica. Doi primari, de altfel, social-democrați, care n-au reușit să aibă un management cum trebuie la aceste fundații, care, în mod normal, ar fi trebuit să ne ducă în finală. Și, din păcate, bine, astăzi ieșenii așteaptă să afle cum s-au cheltuit cele 2 milioane de euro din bugetul fundației pentru ratarea acestui obiectiv. Nici la Brașov, nici la Arad, ca să completez. Lista e mai lungă, de aceea încerc să fac un tablou mai mare. Vă rog, domnule deputat, acum... Dragi ieșeni, n-am ajuns capitalul cultural și n-am fost selectat datorită atitudinilor de genul ăsta. Pentru că imediat s-a dat în politic. Că PSD-ul, dar poate oare nu toți suntem vinovați? De la, știu eu, de la deputați până la poate un cetățean normal că am ajuns aici? Lipsa de solidaritate la nivel și politic și la nivel de societate nu ne-a dus aici? Oare asta? Demisia. Dar să-și dea demisia, să înțeleg, și primarul de la Suceava liberal, și primarul de la Brașov liberal, și alți primari liberali care n-au intrat în primii patru? Atitudinea de genul colegului meu, asta ne-a dus aici și asta ne-a dus că nu reușim să orientăm fondurile de la bugetul țării către Iași. La Ministerul Culturii, ce anume s-a... Mă uiți și îmi dau seama ce a fost evaluat, dosarul sau atitudinea politicienilor? Vă rog, numai puțin. Vă rog să nu mă întrerupeți. Suntem atât de penibili încât să spunem să discutăm pe faptul că discutăm când... Nu, asta a fost analizat în dosar. Discutăm pe rând pentru că nu urmează campania electorală, ci urmează sărbătorile. Vă rog, domnule deputat. Demagogia e la ea acasă. Da, s-a depus o contestație. Din punctul meu de vedere, o izbucnire de orgolii din două puncte de vedere. Unu, e vorba de cum a fost
cum au fost numiți cele două doamne, cum au fost numite cele două doamne de către minister. Ministerul Culturii în această comisie și dacă s-au respectat criteriile de egală distanță și de integritate de în ceea conflict ce de interese, regulamentul privind acordarea acestui titlu și doi, dacă a fost respectat regulamentul prin prisma faptului că dacă evaluările care s-au făcut acolo au fost făcute cu bună credință și cu, cum să vă spun, cu toleranță și cu... Vă așteptați să noi intrăm în, pe lista scurtă? Sincer să vă spun, nu mă așteptam. Mă așteptam la cele patru orașe, București, Iași, Cluj, Timișoara, e adevărat. Iașu, din păcate, în momentul ăsta, așa cum a decis juriul, dar vom vedea. Atâta timp cât există instituția contestației în România și este valabilă, putem face contestații. Și eu sunt pesimist că această contestație va rezolva această problemă, dar se pare că lucrurile s-au rezolvat și aici, așa cum se rezolvă de obicei în România, acum punem două doamne care sunt angajate la București, care au domiciliu în București, care sunt angajate la două instituții de cultură care urmau să colaboreze cu această asociație București 2021, aveau locul lor acolo, cu cele două doamne care se pare, spun experții, sună... că au colaborat și la dosarele pentru Cluj și Timișoara. Așa sună și contestația. Și, nu știu, rămâne să vedem exact care și cum stau lucrurile. Până una alta, eu aș zice, dragi eșeni, haideți să ne construim singuri capitala noastră culturală, Primăria Municipiului Iași, oricine ar fi primar, oricine ar avea majoritatea în Consiliul Local, să facă cu toate instituțiile de cultură din Municipiul Iași, din Moldova, din Cernăuți, din Chișinău, un protocol de colaborare ca încet, încet, Iașul să devină ce este Viena pentru Europa. Iașul pentru România să fie ce este Viena pentru Europa acum. Hai să ne construim singuri, noi, să avem orgoliu și să spunem gata, din momentul ăsta nu trebuie să așteptăm ca cineva să ne dea un titlu. Noi, cetățenii Iași, ne începem de astăzi, prin noi înșine, să facem Iașul să fie capitală culturală. Domnule, excuzați-mă, dar divagăm atât de mult încât am dat vina pe lipsa de sau pe incompetența grasă a celor din administrație și anume că s-a dus totul la cele două doamne, că în jurul au avut 12 persoane, 10 din Europa și pe alea 10 din Europa erau la fel de nu corespundeau criteriile de integritate. Știți cum este absolut penibil să spunem că Iașul n-a pierdut nimic, pentru că astăzi Iașul este vitregit de milioane de euro care ar fi trebuit să fie investite în Iași, de toți acei mii de turiști care ar trebui să ne viziteze, plus cred că colegul meu de platou se putea scoate mult mai bine. Astăzi, la ora la care vorbim, după ce am ratat acest obiectiv, domnul Cântic și ceilalți colegi membri ai fundației sunt astăzi în funcție. Păi măcar atâta trebuia să le cereți dumneavoastră sau colegii dumneavoastră din administrație. Dați-mi voie numai puțin. Am vorbit cu domnul Florin Cântic astăzi și mi-a spus că nu poate să intre prin telefon la emisiune. În schimb, mi-a răspuns la întrebări. Contractul meu, spune domnul Cântic, este cât se poate de în regulă, e cristal, va fi văzut la orice tip de audit. În al doilea rând, din momentul în care a încheiat contractul până acum a primit mai puțin de 15.000 de euro. Cât exact se va vedea precis în declarația mea de avere, spune domnul Cântic. Și de asemenea, demisia mea, așa cum am anunțat vinerea trecută, este ca și dată, nu este scrisă efectiv, dar eu sunt un om de onoare și mă voi ține de cuvânt. După asemenea rușine, a doua zi ar fi trebuit să o scrie. Și aia 15.000 de euro care au luat pentru dreptul din... Mai puțin, mai puțin. Deci urmează ședința următoare de Consiliul Local, probabil că această fundație să fie dizolvată și să ia ființă alt organism care, așa cum am spus, să facă proiecte și contracte cu toate instituțiile de cultură, cu tot ce înseamnă cultură în Iași, în Moldova și cu vecinii noștri, ca pe viitor acest proiect să continue. Pentru că Iașul merită ceea ce domnul este. Pentru că până acum putea să faceți această strategie culturală a Iașului din 2000 și în 2014 și în 2015 și evident nu avem. Domnul Alexie, dar de ce să faceți? Trebuie să facem, domnule.
Să facem împreună. Păi, scuzați-mă, vă asigurăm că noi o să facem împreună. Pentru că primarul liberal, atunci când va veni el la în Palatul Rosnovanu, fiți convins că o să fie mai transparent decât a fost administrația Nichita și evident acum Chirica care o depășește pe cealaltă. Haideți totuși să vă spun un lucru. Să facem, vedeți cum e? Să facem noi, să faceți voi. Dar de ce să nu facem împreună, domnule? De ce să nu facem împreună? Am dat tot împreună cu ieșenii să facem noi. Ați demonstrat cât de incompetentă este administrația PSD din primăria municipiului Iași. Aș vrea să vă spun un lucru pe care poate ieși nepuțin, îl știu. Doamne, au fost toți... Haideți să mai schimbăm două idei și să zicem la următoarea temă, vă rog. Voi. Să știți că sunt profesioniști din ăștia care lucrează astăzi cu colegi din Partidul Social Democrat pe proiecte personale, care deși nu au avut deschidere aici, au contribuit la câștigarea locului în finală pentru municipiul Baia Mare. Și este un grafician foarte bun cu firma sa. Scuzați-mă, dacă nu și-au dorit și nu și-au făcut un obiectiv din intrarea în finală, au văzut, făcut un proiect de cumătrie. Ambii au negat informația pe care sunt tocmai... Sunt convins că dumneavoastră trebuie putea să angajați o firmă de consultanță din Iași, care sunt convins că la ce potențial are Iașul, făceau un proiect care și dacă știați lucrurile astea, de ce nu le-ați spus la timp? De ce le spuneți acum? Vă referiți după război mulți viteși s-arată. Nu, noi v-am spus cei din Partidul Național Liberal că tot timpul nu faceți altceva decât difuzația asta, o chestie de clientelism politic. Asta ați făcut dumneavoastră acolo. Domnul deputat, dați-mi voie. Nu, eu aștept. Mă lăsați și pe mine să vorbesc. Închid. Eu aștept cu mare drag acel audit extern pe care îl vreți dumneavoastră la fundație. Cu mare drag să-l așteptați. Să vedem cum s-au cheltuit cele 2 milioane de euro. Eu înțeleg că domnul Alexie, deși e tânăr și e și liderul tineretului național liberal pe țară. Nu, sunteți și an. Sunteți și an. Vă dați seama. N-am înțeles nimic de ce s-a întâmplat în stradă. Că e vorba de acum încolo, împreună să construim ceva. Și trebuia și până acum. Hai să luăm exemplul Clujului. Da? Nu contează cine a fost primar, cine a fost la guvern, cine a avut majoritatea în Consiliul Local, cine a avut majoritatea în Parlament. Clujul s-a văzut de drumul lui. Fie că a fost de la PSD, de la PNL, de la PDL. Noi nu putem să facem lucrul ăsta. Noi nu putem să avem proiecte comune. Noi nu putem să... Domnule, nu v-am întrerupt. Din primăria municipiului Iași, aia pe care o păstăriți dumneavoastră. O secundă. Domnule, nu v-am întrerupt. Aveți bunul simț. Aveți bunul simț. Lăsați-mă să-mi termin ideea. Nu putem să construim împreună lucrurile astea. Nu putem să ne adunăm împreună la masă cu tot spectrul politic și cu toți cei care își doresc din Iașul ăsta să progreseze, să facem lucrurile împreună. Trebuie să de ce ieșim imediat și spunem, gata, e vinovat Mihai Chirica, care e primar interimar nici de 4 luni de zile. Eu cred că lucrurile astea, ca oamenii ne privesc și să uită. Și acum e postul Crăciunului și e vineri, azi e zi de post. Aruncăm cu tot felul de acuzații, mai mult sau mai puțin adevărate, care nu și-au rostul. Credeți dumneavoastră, oare, că cei care ne privesc la momentul ăsta vor să vadă doi politicieni certându-se? Vor să vadă doi politicieni care fac ceva. Ori nu credeți că lumea s-a săturat trebuie de atâta ani de zile să vadă politicienii certându-se la televizor și nimic altceva? Eu nu am ajuns personal nici să nu mă mai uit. Când văd că se ceartă doi politicieni, să spună, hai domnule, să construim ceva împreună pentru țara asta. Pentru că dacă am ajuns aici în 2015, am ajuns pentru genul ăsta de atitudine. Oare nu credeți că se mai schimbă un pic atitudinea? Eu n-am ieșit, cred că am 3 luni când am ieșit la televiziune. Și am să stau să mă gândesc după ce s-a întâmplat la colectiv, să mă gândesc oare ce e de făcut, cum trebuie să abordăm de acum cu politica. Eu sunt mai în vârstă decât domnul Alexie. Domnul Alexie ar trebui să învețe mai puțin din tarele celor în vârstă. Lăsați că știi domnul să învețe... Alexi de la cine trebuie să înveți, cu siguranță nu de la dumneavoastră, domnule, pentru că nimic. Mi-aș fi dorit nimic. Dacă la o săptămână că sunteți tânăr, la o săptămână și cei mai dumneavoastră cei mai o concluzie, fi, vă rog. Eu concluzia vă spun imediat. Ar fi trebuit să vedeți la cei care au ieșit în stradă că își doresc altfel de a face politică, evident, nu să ne certăm, cu siguranță își doresc o altă administrație și primarul interimar sau dumneavoastră, la o săptămână după ratarea acestui obiectiv important, ar fi trebuit să aveți decența, să-i cereți demisia acestui incompetent de cântec, pentru că altfel dumneavoastră putea să spuneți eșenilor că cineva a fost tras la răspundere. Spuneți cine plătește, spuneți dumneavoastră eșenilor, cine plătește pentru ratarea acestui obiectiv? Am spus domnul măcar cântec, administrativ. Domnul cântec și-a dat demisia. Da, nu și-a dat-o, v-a spus că și-a dat, că e un om de onoare. Și onoare poate să aibă omul ăsta? Politicienii plătesc la vot. Da, domnul Cântic nu este politician. Trebuia demis el de urgență în prima zi. Pentru că cineva, cine își asumă eșecul ăsta? Spuneți-mi, cine își asumă astăzi? El nu este demis. El astăzi funcționează pe statul de plată al fundației. Spuneți-le ieșenilor că astăzi el își va primi în ianuarie salariul pe decembrie. Mă lăsați să vă dau un răspuns. Sunteți cam agitat azi. Mai nu, sunt foarte revoltat. Dacă vreți că vă dau ceva să vă calmați. Da? Nu, din cauza unui incompetenț, ea și-a pierdut foarte mult. Deci, domnul Alexei, este foarte aș vrea să vă spun un lucru ca să înțeleagă ieșenii. Fundația
Iași Capitală Culturală a fost înființată prin hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași. Și va fi desființată, de, asemenea desființată de asemenea tot de, în prima ședință a Consiliului Local. Și probabil, așa cum am spus, se va naște un organism care va lua asupra sa tot ce înseamnă dezvoltarea culturală Iașului de acum încolo. Este, aș vrea un singur cuvânt, sau mă rog, două cuvinte din partea fiecărui dintre dumneavoastră la ultima întrebare pe această temă. Este un eșec, un eșec care trebuie să-și-l asume în fond cineva. Există vreun nume? Da, categoric, da, este un eșec și evident cei care au păstorit fundația asta ar trebui să fie în cineva anume sau măsură. Toată lumea? Știți cum e acum? Dacă spui o persoană de acolo, la câți au fost? Domnul deputat Iacoban, vă rog. Nu este o realizare, ca să spunem. Deci, pentru noi, faptul că n-am intrat în primii patru e un lucru care ne dă de gândit. Dar trebuie să ne gândim cu toții. Ce ar trebui să facem cu toții ca de acum încolo Iașul să devină adevărata capitală culturală a României? Am mai trecut un... Trecem la o altă temă, vă rog. România iarăși un oraș capitală culturală europeană. Să discutăm și despre cealaltă temă, pentru că s-a discutat despre buget în aceste zile în Parlament. Miercuri a fost votat, el a fost deja și promulgat de către președintele României. Discuțiile au fost cam aceleași, probabil le-ați văzut. Încă o dată mai trecem un buget care aproape că ignoră toate investițiile din Moldova. Cum vedeți dumneavoastră? Cum vă explicați dumneavoastră? Cât de mult vă certați, să spunem, la fel ca în prima parte a acestei emisiuni și în Parlament pentru aceste lucruri, pentru că într-un fel oamenii acest lucru așteaptă. Votăm parlamentari ca parlamentarii să se lupte pentru noi. Domnul Alexe, vă rog. Eu aș vrea să vă spun că nici pentru noi n-a fost o bucurie, dar măcar este un început, că în acest buget a fost prins acei 50 de milioane de lei pentru studiu de fezabilitate pentru această parte a autostrăzii de la Ungheni Iași până la Târgu Neamț. Sperăm ca acest prim pas să fie unul important și în anii ce vor urma să avem guvernul care va urma, că acest guvern este un guvern tehnocrat, nu este al liberalilor, sunt și colegii ai domnului deputat în el. Sper ca guvernele care vor urma să prindă bani pentru acest, știți cum e, toate celelalte pălesc în fața acestui obiectiv pentru noi toți, autostrada Moldova-Transilvania. Domnul deputat. Eu am fost primul, poate, din parlamentari și în care am sesizat lucrul ăsta. De aia nici n-am votat buget. Doi. Aș vrea să vă spun că înainte de a-și da Victor Ponta demisia, am avut o discuție la grup foarte dură cu domnul ministru al transportului, fost ministru, Matache. Dă-ți demisia. Te rog frumos să-ți dai demisia pentru că n-ați făcut nimic cu autostrada Iași-Târgu Mureș. Nimic. Și trebuie să recunosc cu scuzele de rigoare, că a fost guvernul pe care l-am susținut. În trei zile guvernul și-a dat demisia. Domnul Alexis spune că e foarte mulțumit că s-au prins acei bani. N-am spus. Dar aș vrea... N-am spus, spus că sunteți mulțumit că s-au prins acei bani în buget. Nu sunt mulțumit de cum arată bugetul, nu, dar nu, bine nu, că banii s-au pentru studiu de fizabilitate. Dar cine a făcut amendamentul? Eu? Cu domnul Emacu? Cu domnul Florin Constantinescu, bun, nu mai contează, pentru că și dumnealor, să știți că în ceea ce privește autostrada, părerile sunt comune. Și aici măcar avem un numitor comun. Dar eu stau și mă întreb așa, că s-a constatat de Curtea de Conturi că sunt peste 60 de milioane de euro de studii de fezabilitate făcuți fără ca ele să fie puse în practică. Studiul ăsta de fezabilitate mai durează probabil un an. Probabil că vom termina mandatul și nu o să vedem primul excavator care bagă cupa în pământ să dea drumul la autostradă. Da, cu siguranță nu. Dar să știți că dacă stăm așa, eu am discutat, să știți, că la nivelul partidului cu tot ce înseamnă Moldova. Tot ce înseamnă deputați din Moldova, fie liberali, fie membri ai PSD, sunt cu totul de acord. Inclusiv, să știți că din sud, sunt solidari cu noi. Pentru că e vorba de legătura Moldovei cu vestul sau de legătura Olteniei cu vestul. Cu spitalul municipal. L-am văzut și pe domnul Crăciunescu și pe ceilalți colegii mei din PSD că s-au preocupat de lucrul ăsta. Și vreau să spun că am avut o discuție foarte directă și foarte dură cu fostul ministru, cu domnul Băniciu. Și am spus, Nicule, suntem prieteni de atâția ani de zile. Dacă nu reușești să dai drumul la începutul anului 2016 la lucrările la Spitalul Regional de Urgență, știți că ne supărăm. E complicat. Din păcate, nu e complicat. Nu e complicat. Banii sunt prinși, le-am văzut și în bugetul pe anul ăsta. Rămâne de văzut ce va face acest guvern.
Pentru că nu trebuie să abdicăm de la principiile pe care noi le-am propus. Că vrem ca Iașu, care atunci când a cedat capitala României către București, să-și ia partea înapoi. Iată că nu reușim de ani de zile, și o spun asta chiar dacă am susținut guvernul Ponta, care a fost din punctul meu de vedere cel mai bun guvern din 1990 până în prezent, partea asta de investiții nu a gestionat-o cum trebuie. Inclusiv Iași-Târgu Mureș. Eu cred că suntem pe drumul cel bun, l-am văzut pe domnul prim-ministru Cioloș, că a venit și a spus că e prioritară autostrada Pitești-Sibiu și autostrada montană Ungheni, Iași, Târgu Neamț, Târgu Mureș. Rămân de văzut, nu vom sta cu mâinile în sân, să știți că eu nu sunt foarte hotărât ca în momentul în care văd orice derapaj, orice întârziere. Pentru că efectiv mă atache din punctul meu de vedere și a bătut joc. Acum, eu aș vrea să... Evident că pe subiectul ăsta sau pe proiectele importante ale Iașului, tot timpul cred că parlamentarii dincolo de partidul politic în care făceau parte au făcut front comun și pentru autostradă și pentru Spitalul Regional de Urgențe. Aș vrea să vă spun că cred că ar trebui la un moment dat și guvernul, că dincolo de cât de bătuiesc este colegul Iacoban sau ce eforturi sau ce diligențe mai poartă un alt deputat, cred că e și la executiv. Faptul că anul ăsta, cu sume mici, totuși aș vrea să fac o paranteză, dacă Curtea de Conturi a sesizat aceste nereguli și aceste sume uriașe cheltuite pe studii de fezabilitate, da, cred că toți românii așteaptă ca cineva să plătească. Dar dincolo de asta, închizând paranteză, aș vrea să vă spun că știți cum e? S-au prins niște sume astăzi pentru Moldova, Transilvania și pentru drumul ăsta expres de la Ploiești de la Buzău. Buzău, Focșani... Nu, că este și tronsonul, cred că Ploiești, da. Buzău și apoi până la Pașcani. Roman, sper chiar. Să ne dea chiar Roman. Sper să ne dea Dumnezeu șansa să apucăm la un moment dat ca noi, ieșenii și noi, cei din Moldova, să ne bucurăm de această rețea de infrastructură. Pentru că doar așa vom putea să ducem la dezvoltarea economiei din această zonă, evident, a Iașului. Și evident, toate celelalte sectoare ale economiei vor cunoaște o dezvoltare. Nu e prea puțin? E doar un studiu de fezabilitate. E un studiu de fezabilitate pentru un tronson despre care se spune că nu domnul este... Domnul Mihoiu, și eu și domnul Iacoban și toți ceilalți colegi am strâns și semnături, am făcut și o serie de dezbatere. Iar în anii trecuți nici măcar banii ăștia de studiu de fezabilitate nu am avut. E un... Dar știți cum e, trebuie să ne propunem mult ca să obținem... Din păcate au trecut 25 de ani. Dar care e speranța dumneavoastră măcar? Măcar speranța, pentru că ne uităm, se spune că este prioritatea numărul 1 acel tronson dintre Sibiu și Pitești și nici acela încă nu a început. Acolo sunt probleme. Și acolo sunt probleme. Sau încercat reducerea... Atunci care e speranța pentru termenul la subfezabilitate la 7 luni, au câștigat în instanță, au ajuns la 1 an și 2 luni. Probabil atât va dura și subfezabilitate pentru... acest tronson Ungheni Târgu Neamț. E o procedură a acestor studii de fezabilitate care, cum să vă spun, e destul de laborioasă și studiul de fezabilitate care a fost făcut, din punctul meu de vedere, a fost umflat. De-aia și când s-a văzut acolo Iași Târgu Mureș 9 miliarde de euro, a zis, domnule, nu avem bani să facem lucrul ăsta. Nu credeți Dar că, eu acest, cred că această sumă de bani pentru acest studiu de fezabilitate, bucata Ungheni până la Târgu Neamț, nu este mai curând un artificiu de a ne mai liniști, pentru că să ne imaginăm că avem autostrada. Nu e un artificiu. Mâine. Să știți că ne oprim la munte. Studiul de fezabilitate a fost scos la licitație și în 2015, dar s-a anulat la licitația, pentru că cei care s-au prezentat nu îndeplineau cerințele caietului de sarcini și s-a anulat la licitația. Bine, nu s-a mai reluat, asta e altă discuție. Domnul Hegnu, să spuneți cât va dura. Acum știți cum e, dacă guvernul și noi, legislativul, cei care mandatăm guvernul de fiecare dată, stabilesc ca și priorități de infrastructură, autostrada asta care se lege Piteștiu până la Sibiu și Moldova, Transilvania, nici nu mai contează. Pentru că în momentul ăla știm că avem două priorități ale României, da? Pentru legarea celor trei provincii istorice și dacă ne vom ține de asta, sunt convins că și toată atenția executivului se va îndrepta către aceste două proiecte. Eu cred că astea, obiectivele astea de a lega Moldova de vest și de a lega Oltenia de vest să fie principalele obiective ale fiecărui guvern care va veni de aici încolo. Fie el liberal, fie PSD-ist, fie de tehnocrați. Asta cred că dacă vrem să stimulăm investițiile, dacă vrem să începem de undeva cu infrastructura, eu cred că de aici trebuie să începem. Să trecem munții cu autostrăzile. Sigur că da. Credeți că se poate modifica master planul general de transport? Iarăși aici a fost o discuție. Eu știu că master planul ăsta e aprobat de Comisia Europeană. Exact. Dacă modificăm, suntem neserioși. Exact, tocmai de aceea vă întreb. Nu cred că se poate modifica și nu văd de ce. În ceea ce ne privește, autostrada e prinsă rețeaua TNT,
chiar cu denumirea asta, Montana. Deci, din punctul nostru de vedere, nu am, ne-am dorit să se schimbe ceva din punctul ăsta de vedere. Dacă mai sunt alte lucruri, dar nu cred că e normal și nu cred că e bine la momentul ăsta, după ce Uniunea Europeană a aprobat master planul, să venim acum, știți, mai ne-am gândit că mai vrem ceva. Eu personal nici nu, cred că este de răspunderea executivului sau evident că de acolo ar trebui să așteptăm răspunsul la doi reprezentanți ai forului legislativ. Aș vrea să vă spun totuși că acest guvern tehnocrat, cum este el, a avut loc discuții și cu grupurile parlamentare să nu se mai facă amendamente, în așa fel încât fiecare parlamentar să ducă niște sume mici de bani pe la el, prin colegiu, nu avem drum sau nu avem asfalt, dar totuși să mai vopsim, nu știu, un obiectiv. Este foarte important că toate aceste sume de bani de la nivelul forului legislativ, bine direcționați, cred că vor duce niște obiective importante de infrastructură ale României. Termin într-o secundă. Important este să prioritizăm. Să vedem ce este important pentru noi ca o țară în materie de autostrăzi și avem Moldova, Transilvania și Pitești-Sibiu. Să vedem ce este important și înțeleg că sunt și Craiova și Clujul și Iașu în ceea ce privește spitalele regionale de urgență. Să vedem ca și baze sportive cine interesează, pentru că doar așa vom putea să înaintăm, pentru că și românii au așteptări. Păi scuzați-mă, pot să putem face noi drumuri județene sau comunale să fie țiplă în județul Iași dacă la un moment dat suntem izolați și nu suntem conectați de restul țării sau de Europa. Aici aș vrea să vă spun că am fost prezent la când s-a discutat bugetul Ministerului Transportului vis-a-vis de amendamente, spunea colegul. Am insistat și noi și ceilalți colegi și am spus așa, sunt obiective de primă necesitate și s-au prins 14 obiective ca amendamente acceptate și de Comisia de Transport, acceptate și introduse prin lege din Comisia de Buget Finanțe și votate și în Parlamentul României. Unul din amendamente este această sumă de bani pentru studiul de fezabilitate pentru autostradă, pentru că nu era autostrada, nu era prevăzut în buget cu absolut nimic. Nicăieri. Și să știți că voci au fost și de la Suceava, și de la Neamț, și de la Iași, și de la Vaslui. Deci autostrada asta e importantă pentru toată zona Moldovei. Și nu neapărat pentru legătură, dar cât ar putea să dezvolte economia în zona asta de țară, în zona asta estică, care este, așa cum știm, penultima zonă a sărăciei din Europa. Haideți să facem... Și încă aș vrea să mai spun. Vă rog. Spune foarte bine. Și apoi facem o pauză. Trebuie să stabilim un proiect de țară. Dar toții, să ne punem cu toții la masă, tot ce înseamnă spectrul politic și specialiști, să spunem, domnule, ce vrem noi în următorii 50 de ani să realizăm pentru țara asta. Indiferent că suntem Uniunea Europeană, că nu suntem, Doamne ferește, că suntem. Trebuie să ne urmărim pe domeniul investițiilor asta, pe domeniul salarizării asta, pe domeniul pensiilor asta. Asta trebuie să facem. Că dacă nu ne stabilim un proiect de țară, care să-l stabilim prin lege, așa cum e stabilită, cum se face orice lege, să spunem, domnule, nu ne abatem de la legea asta 50 de ani de acum încolo. Atunci se va vedea ceva. Dacă astăzi vine un guvern și propune ceva și vine celălalt guvern și propune altceva și începe și nu continuă ce a început guvernul celălalt, nu o să realizăm absolut nimic niciodată și o să ne tărim tot așa 25 de ani și o să spunem, ia, uite că am ajuns pe 25 de ani și n-am realizat mai lucru. Câteva momente de pauză, revenim la discuția de la Vocile Iașului cu deputații Sorin Iacoban, Partidul Social Democrat, și Costel Alexe, Partidul Național Liberal. Continuăm dialogul la Vocile Iașului împreună cu Sorin Iacoban, deputat Partidul Social Democrat, și Costel Alexe, deputat Partidul Național Liberal. Candidații trebuie să îndeplinească candidații fiecărui partid prin alegerile care vor avea loc anul viitor, fie locale, fie generale. Vor trebui să îndeplinească criterii de integritate pe care fiecare dintre partidele dumneavoastră, PSD respectiv PNL, încearcă să le impună, le discută, le dezbat. De ce din nou, domnule Iacoban, la dumneavoastră? A mai fost o asemenea încercare în martie, dacă ne amintim bine. Da, și s-au ținut. S-au ținut cont de ele. De data asta e un cod atât pentru candidați cât și pentru membrii de partid. Atenție, nu e un cod care se aplică numai candidaților. Doar candidaților, la dumneavoastră. Se aplică candidaților acum pentru alegeri locale și probabil și pentru alegeri parlamentare. Dar el se aplică tuturor membrilor de partid. Și dacă vrem să schimbăm ceva în politica românească, trebuie să începem cu noi. Cu mine, cu domnul, cu colegii noștri. Și să spunem, domnule, din momentul ăsta, hai să vedem fiecare ce am făcut și ce vrem să facem pentru partidul ăsta. Dacă am făcut greșeli, să ne recunoaștem și să spunem, domnule, nu le mai facem. Dacă n-am făcut greșeli, să vedem cum să facem, să nu mai facem greșelile
pe care le-am repetat, din păcate, de-a lungul anilor, și să înțelegem că noua clasă politică, din oameni mai în vârstă, din oameni de vârstă medie, din tineri, bineînțeles că majoritar va fi formată din tineri. Și aici am referit la clasa politică cuprinzând toate partidele, nu neapărat vorbesc de PSD aici. De asta e nevoie de criterii de integritate. Pentru că și într-o instituție când intri și ești angajat, ai un contract în care ai niște criterii de moralitate, de integritate, de... Ei, așa și în partid. Pentru că ce înseamnă un partid? Înseamnă un grup de interese. Ei, interesele trebuie să fie, să se suprapună cu interesele românilor. Până acum, din păcate, spun asta și cu regret, de multe ori interesele partidelor nu prea s-au suprapus cu interesele românilor. Eu cred că a venit momentul să se facă lucrul ăsta. Și a venit momentul, poate nu tendențios, dar la un moment dat, când cineva greșește, să fie tras de mână și spune, dom'le, vezi că ai trecut un pic granița criteriilor ăsta de integritate care sunt votate la noi de Comitetul Executiv. Dar... Adică trebuie să știi, dom'le, eu dacă sunt politician, pot să merg pe cărarea asta. Nu pot să mă duc să calc spațiu verde, să mă duc peste tot. Nu, eu pe cărarea asta trebuie să apuc, să am grijă ce fac, cum fac, ca nu cumva să deranjez, ca nu cumva să fac ceva în exces, ca nu cumva să greșesc și să spună să fiu judecat pe bună dreptate pentru greșeala pe care am făcut-o. De-aia e un fel de, să spunem așa, ani în interiorul partidului care nu poate să facă decât bine la momentul ăsta și să însănătoșească partidul și să pună bazele unei noi concepții de a face politică române. Dar de ce această situație? Mi-amintesc că, de exemplu, în perioada USL, întregul USL, mă rog, în ansamblul USL-ului, exista un curent împotriva ANI, împotriva Agenției Naționale Integrate. Nu, eu am stat un pic, am comparat, am făcut o comparație, nu e un picior de egalitate. Dar în acest moment, eu nu spun aceste că toate criterii, deciziile pe care le ANI sunt aceste, corecte. Aceste criterii pe care încercați să le introduceți dumneavoastră, PSD, nu dumneavoastră personal, deci aceste criterii sunt mai... mai limitează mai mult decât o face ANI, pentru că sunt și cele, de exemplu, cu cei care, nu știu, se plimbă de la un partid la altul. Domnul Hic, dacă tu în interiorul partidului îți păzești bostănăria, nu o să vină nimeni din afară să spună, domnule, vezi că ai greșit. Nu, dacă tu ai aplicat niște limite care nu ajung la limitele la care ANI intervine sau alte instituții ale statului, de neam și așa mai departe, atunci înseamnă că lucrurile merg ok. Dacă tu lărgești criteriile astea și intri peste competențele instituțiilor, s-ar putea să te trezești, cum pățim și acum, cu oameni chemați pe la DNA, cu oameni... Da, e adevărat, dar în momentul în care deschideți aceste discuții, am văzut că sunt și colegi ai dumneavoastră care nu sunt... Dar e normal, nu? E normal, dar în momentul în care deschideți aceste discuții, riscul este să se întrebe toată lumea, bun, dar aveți un președinte de partid care este condamnat deja. Nu definitiv, dar este. Și mai este chemat și la DNA în aceste zile. Bun, asta o să discutăm în perioada următoare. Domnul Dragnea nu este condamnat pentru fapte de corupție. Ori criteriile de integritate și de etică în interiorul partidului vorbesc de fapte de corupție. Ca să fim foarte clari. Deci domnul Dragnea are o problemă a lui legată de referendumul prin care trebuia ca Traian Băsescu să plece de la conducerea țării. Nu are o problemă legată de corupție, cel puțin la momentul ăsta, din ce știu eu. Domnul deputat Alexe, și dumneavoastră, este un decalog cu plagiat, sigur, eu vă întreb despre ograda dumneavoastră. Problema domnului Dragnea sau ca și președinte este doar problema celor din Partidul Social Democrat și nu răspundem noi pentru asta. Eu aș vrea să vă spun că Partidul Național Liberal, chiar și înainte de fuziunea cu fostul Partid Democrat Liberal, a avut o grijă aparte asupra oamenilor pe care îi promovează și care au făcut fie politic în forul legislativ, fie în executiv și după fuziune, inclusiv... De anul trecut noi am stipulat în statut că atunci când ești trimis în judecată, e suspendat din funcția de conducere pe care o aveai. Iar cu acest cod de integritate, cu acest decalog, nu vrem altceva decât să arătăm tuturor românilor că am înțeles ceva din mișcarea străzii și evident după tot ce s-a întâmplat în ultima perioadă. Iar anul viitor nu este niciun dubiu, Partidul Național Liberal va promova doar oamenii care corespund acestor criterii, pentru că asta societatea românească, din toate studiile care au fost făcute, își doresc în administrație sau în legislativ oameni onești, oameni integri, oameni care își doresc să facă ceva pentru societatea românească. Și credem că aceste criterii ne vor ajuta pe noi și la nivel național, da, evident, care
vor fi aplicate pentru toți cei care vor candida în numele Partidului Național Liberal, fie la alegeri locale, fie la alegerile parlamentare, să avem pe cei mai buni și sperăm noi ca și electoratul să aprecieze faptul că Partidul Național Liberal își dorește această reformă și a sa ca partid, dar mai ales a clasei politice. Nu credeți că... E o întrebare, vă întreb o opinie personală. Credeți că se diminuează puțin coeziunea de partid cu aceste criterii? Spiritul de echipă al unui partid și așa mai departe. Trebuie să înțelegem cu toții că vremurile s-au schimbat. Politica în România astăzi, credeți-mă, și în interiorul partidelor, chiar dacă întreb pentru cât timp, pentru că a mai fost un episod după alegerile prezidențiale, când a fost o perioadă în care parlamentarii votau solicitările procurorilor, iar apoi nu, dar și acum, Partidul Național Liberal tot timpul a votat la vedere, inclusiv indiferent de numele celui care era făcută solicitarea pentru a fi trimis în judecată. O parte din Partidul Național. Eu vă spun, colegii liberali, cred că toți, sau ca să nu generalizez, aproape toți au votat la vedere. Aș vrea să vă spun că astăzi, chiar și în partide, așa cum încă nu am ajuns la alegerile locale, se face sau se încearcă o altfel de politică. Pentru că vremurile care erau prin 2000, 2004 sau 2008 au apus. Astăzi este și meritul DNA, de asta stă și în încrederea românilor atât de bine, cred că și politicienii au înțeles că e mai important cetățeanul decât interesul său personal sau decât orgoliu, dacă vrea să facă ceva. Și cred că și societatea românească are nevoie de această abordare nouă de a face politică din partea tuturor partidelor politice. Eu sper că ca Partidul Național Liberal să aplice aceste criterii de integritate peste tot. Copreședinta Ana Gorghiu a și menționat faptul că s-ar putea să pierdem în anumite localități, municipii, reședințe de județ, pentru că candidații, cineva care nu dar se încadrează, vrem să arătăm tuturor că am înțeles mesajul că se dorește un altfel de partid, Partidul Național Liberal. Coeziunea, aceeași întrebare. Eu cred că coeziunea de echipii. Dacă respectăm aceste reguli, coeziunea ar trebui să crească. Pentru că atunci când nu mai sunt probleme, te gândești ce faci. Știți pentru partid. Până acum se spunea... Când ai probleme, te gândești cum să scapi de ele sau cum să te fofilezi. Ori în momentul în care nu le ai, mergi cu capul înainte, cu fruntea sus și îți vezi treaba. Sunt două tipuri de coeziune și mi-amintesc acum de una, aceea în care era condamnat acel lider PSD din Argeș, când s-a mers conduce și inclusiv erau USL. Celălalt de la Consiliul Județean. Și atunci a fost întreg USL s-a dus să-l sprijine. Era un tip de coeziune. Trebuie să facem alta? De aceea am insistat puțin. Da, eu nuanța. Cred că e momentul să schimbăm modul de a face politică și nu numai să o spunem, să o și facem. Și cred că aceste coduri la ambele partide, poate vor mai fi și altele, sunt binevenite la momentul ăsta. Pentru a limpezi un pic. Știți cum e? Un pic de clor în apă, așa, să vedem lucrurile mai limpede. Cum e la Parlamentul European, atunci când cineva are probleme, se spune că trebuie să demisioneze până să-și rezolve problemele în justiție, tocmai pentru a păstra intactă imaginea și încrederea oamenilor în Parlamentul European și apoi se rezolvă o problemă personală. Vreau să mai întreb, să trec și cu această ocazie la ultima temă pe care o abordăm la Vocile Iașului în această seară. Criterii de integritate, dorință de schimbare, dar în același timp este acest semnal pe care l-am văzut în zilele trecute în Parlament, votarea unor pensii speciale pentru parlamentari. Care credeți că este efectul? Mai contează criteriile? Eu aș vrea să vă spun... Nu știu dacă din punctul dumneavoastră de vedere, ce vede... A fost la vot, eu aș vrea să vă spun clar că s-a văzut foarte bine și la televizor. Parlamentarii, deputații Partidului Național Liberal au ieșit din sală în momentul, cred că toți, aici cred că nu greșesc, toți au ieșit din sală în momentul votului pentru a nu exista niciun dubiu că poziția politică a Partidului Național Liberal și nu numai este de a nu acorda aceste pensii speciale parlamentarilor. E drept. Cred că ar trebui avut în vedere într-un viitor, atunci când Parlamentul, după această reformă și aplicarea acestor coduri de integritate, se va reforma. Pentru că astăzi Parlamentul cred că are o codă de încredere de 22 sau 27%. Foarte mică. Important este ca să avem grijă de aceste pensii speciale. Și eu și cred că domnul deputat, coleg de platou, mai avem mult până la pensii. Important este ca noi să arătăm românilor că facem ceva pentru ei, că suntem prima dată preocupați de bunăstarea lor și apoi de bunăstarea noastră viitoare. Am văzut inclusiv o declarație de a lui Mircea Ionescu Chintus, seniorul Partidului Național Liberal, care a declarat că el nu va, chiar dacă ar fi beneficiarul direct, nu va
a acceptat pentru că este sub demnitatea sa. Domnul deputat. N-ai fost trimis acolo să facem ceva pentru oameni, cum spunea și colegul nostru. Și nu pentru noi. Consider că lucrurile s-au grăbit cu această lege a indemnizațiilor de vârstă pentru parlamentari. Cred că mai era mult timp. Nu știu dacă sunt 200 de parlamentari, de foști parlamentari sau viitori foști parlamentari în situația asta. Probabil că la presiunea parlamentarilor, care cu siguranță au ajuns la vârsta pensiei și... Este un coleg de-al dumneavoastră și este deputat de Iași, da, da, un coleg și... de da. Parlament și coleg de partid, da. Care spune să ne luăm partidul înapoi. Da. Și partidul? De... Da. Parlamentul, îmi cer scuze. Care s-au văzut în imposibilitatea de a mai continua în Parlament, bineînțeles, după atâtea mandate, și au zis, domnule, hai să forțăm un pic ca cu momentul. Din punctul meu de vedere, n-a fost momentul, n-a fost în sală la vot. În schimb, trebuie spus și să știe și toți cei care te vezi faptul că atunci când ești parlamentar, nu ai contract de muncă, nu-ți merge vechimea, nu beneficiezi de beneficiile pe care le are un angajat al statului, adică te duci cu contractul de angajare nedeterminată la o bancă și poți să faci un împrumut. Din păcate, noi nu putem face împrumutul ăsta, pentru că, zice, domnule, ești limitat la 4 ani de zile și nu pot eu, dar dacă îți dau împrumutul pe 4 ani și un împrumut mic, atât se poate. Mai sunt și alte lucruri, de exemplu, mamele, doamnele deputate care nasc și care nu beneficiază de concediu de maternitate, de postnatal, pardon. Dar asta nu înseamnă asta că... este o problemă reală, pentru că majoritatea parlamentarilor merg cu o detașare sau se suspendă de la un loc, sau sunt profesori universitari sau și așa mai departe. Deci profesia liberală de avocat și cea de profesor de cadru didactic este compatibilă cu, exact, cu demnitatea de deputat sau senator. În rest, nu. Deci numai acolo. Important este să avem grijă de toate categoriile socioprofesionale din țara asta. Cu siguranță ar trebui să facem în așa fel încât noi, legi buni și executivul, să guverneze foarte bine România pentru a avea creștere economică și a crește salariile tuturor. Problema este, știți cum e, și din păcate, da? Cred că s-a lucrat la asta, sau aici am ajuns la 25 de ani, că și Parlamentul este cea mai hulită instituție a statului român. Că facem bine sau că nu facem bine, devine Parlamentul. Când am făcut și cu interzicerea fumatului în spațiile publice și cu amendamentul semnat de mine, de doamna Nicheta și de Aurelia Cristi, salariile cu 10%, știți cum e, tot Parlamentul le-a făcut. Important, am mai discutat despre acel amendament. Important este să arătăm recunoștință față de toți cei care fac bine României. E drept, mai avem mult de muncă și sper ca în mandatul ăsta cota de încredere a Parlamentului cred că a mai crescut, era mai mică în trecut. Sper ca și legislaturile viitoare să fie mai bune. A scăzut cota, pentru că a fost mulți parlamentari și dintre cei care cred au probleme că, cu justiția. Să știți, legislatura 2016-2020 și prin reducerea numărului de parlamentari și prin aplicarea acestor criterii de integritate, cred că vor duce la o primenire a clasei politice și la o profesionalizare a sa. Mai că numărul celor care au probleme cu justiția nu e mare, nu doar în Parlament, și aici e mare la primării, la consilii județene. În... 71 de parlamentari au problema asta. 71 de parlamentari. Studiile sociologice spun în felul următor, dacă înainte se dorea ca un primar sau un parlamentar să fie gospodar, adică să facă și pentru comunitate și lumea accepta să ia și pentru el, că era un bun administrator, să știți că în ultima perioadă și cei din mediul rural își doresc altceva. Își doresc ca în fruntea lor sau în fruntea comunităților sale să fie oameni cinstiți și onești și integri. Care să fie un model pentru să fie un model și apoi ei sunt conștienți că vor avea în el, în acel primar sau viceprimar, un partener egal. De aici discuția despre creșterea venitului, salariului pentru un primar. Din ultimele zile. Da, eu adică personal așa s-a construit? Sunt de acord, da. Și eu sunt de acord, pentru că raportat la atribuțiile pe care are un demnitar, și mă refer aici la primar, diferența dintre un angajat normal care are salariul minim și salariul unui primar de comună, să zicem, e destul de mică. Dar și un primar, adică de în momentul când ai ajuns acolo, 1000 de euro. Și atunci, acum, știți, vrem să eradicăm corupția. Nu o să putem, dar să o reducem putem. Da? Păi, haideți să dăm salarii pe măsură oamenilor, ca să nu mai fie nevoit să mai bagi mâna
așa. Dar să știți că s-a demonstrat că nu sunt care au salarii foarte mari și tot. Nu știu. Poate lucrurile se vor schimba în țara asta. Eu da, dar flagelul este mult mai mic decât... Eu trăiesc cu speranța că lucrurile se vor schimba și se vor schimba nu în bine. Nu poți să dai unui ministru care gestionează fonduri europene de câteva miliarde de euro... Să-i dai 1000 de euro. Să-i dai 1000 de euro, credeți? Nu știu, și am văzut și din guvernul ăsta tehnocrat, miniștri care au venit, s-au întors în guvernul român. De la salarii vine de la 8000 de euro, a venit la 1000. De la, sau cel care a fost la Lafarge, de la 10.000 de euro, vine la 1000 de euro. De ce? Este că... Păi scuzați-mă, e bun, poate domnul acum aș dori să facă ceva pentru țară. Dacă toți sunt oameni care vor să vină să-și pună experiența și profesionalismul în slujba țării, măcar să-l motivezi financiar. Dar eu mai am o întrebare cu tehnocrații. Vă rog. Cei mai mulți dintre tehnocrați vin de la instituții de la Bruxelles și stau și mă întreb. Acum sunt în funcție de ministru sau prim-ministru. Probabil când vor termina după alegerile parlamentare din 2006, se vor întoarce înapoi. Și stau și mă întreb pe perioada asta mandatului. Pe cine sugerez, e țara sau organismele de unde vin? Că e o întrebare așa, care mi-o pun eu singur. Și mă întreb și așa, mă mai întreabă și alții. Aveți și răspuns? Dumneavoastră sunteți așa artezanul unor teorii de astea conspiraționiste. Nu am răspuns. O să vedem de acum încolo, să vedem cum merge guvernul. Deocamdată el a fost instalat, s-a dat buget. Pe principiul ăsta, ministrul social-democrat Dâncu, îmi dau seama dacă acum slujește pe altcineva sau înainte când era ministru. Domnul Dâncu și-a dat demisia din partid în 2004. Poate că, apropo de aceste discuții cu cei care vin din mediul privat pentru un salariu mai mic la funcție de ministru, e compensația aceasta a prestigiului. Când lucrezi într-o funcție de ministru și e atârnă e trecută în CV... Da, e și altă răspundere. Exact, și răspunderi foarte mari și atunci e posibil ca și volumul când de muncă mă altul, întorc în companie, să întoarce în companie... Asta e, rămâne de văzut. Să existe... Iată că e pentru prima dată când este un guvern tehnocrat pur și să vedem dacă asta e soluția. Adică vă referiți că nu are o majoritate asumată care să-l susțină, nu, pentru că așa au mai fost neapărat guvern întreg, dar premier sau nu. Numiți. Dumneavoastră sunt tehnocrat, nu fac parte din partide, nu e o majoritate care susține sau o majoritate care este în opoziție. Toate lucrurile bune le vom aprecia, toate lucrurile mai puțin bune le vom atrage atenția. Așteptăm să vedem în perioada următoare ce se va întâmpla. Anul viitor de acum, vă mulțumesc foarte mult, am ajuns la finalul Aș vrea să spun și eu sărbători fericite tuturor celor care ne privesc și tuturor românilor, pentru că suntem în preaja sărbătorilor și să aveți toate cele bune și să fiți iubiți alături de cei dragi. De asemenea, doresc și eu, telespectatorul dumneavoastră, Crăciun fericit și mult liniște și pace acasă. Sorin Iacoban, Partidul Social Democrat, Costel Alexe, Partidul Național Liberal, vă mulțumesc. Așteptăm opiniile dumneavoastră la adresa de e-mail a emisiunii Vocile Iașului, @digi24.ro sau pe pagina de Facebook, facebook.com/Vocile Iașului. Sunt Ovidiu Mihăiuc, ne revedem luni de la ora 19, seară liniștită și weekend plăcut.